După un an atât de prost în care a divorțat, a greșit versurile imnului național în fața milioane de oameni, a sfârșit la închisoare în urma unei beții, un album eșuat și, să nu mai zic de kilogramele în plus, Cristina Aguilera revine oficial pe Făgașul Normal. Asta ne promite ea într-un interviu. Are acum un nou partener, iubitor și cu ea și cu băiețelul ei, revine și în muzică și își pune ordine în viață așa cum ar trebui. Poate o dietă și eventual o mică schimbare de look și cred eu că Aguilera e gata de atac. Gaga, Beyoncé, Britney, păzea!